La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YT Shorty pentru o reducere micută ce mă ajută și pe mine și pe voi. Ai, mor de foame să moară, mă. Nea George, Viorica! Alo? E cineva acasă? Ce vrei? Ce vrei de mâncare? Mi-e foame rău de tot. Ce aveți de mâncare? Da. Răbdări. E bune, bre, și alea, dar prăjite. N-avem decât crud de acum. N-avem prăjite? N-avem. Nu știu, drumul la televizor. Opa, așa. De ce? Să ne uităm la televizor. Se că începe acum, dimineață. Ia, stai, cum sună telefonul. Alo? Alo, Mihaiță, ce faci, mă? Mă mai știi minte? Cine? Haide, mă, Mihaiță, mă. Cine? Fac mișto, bre, hai la muncă, mă, că te știu, că am numărul tău. La ce hai să vin? Haide la muncă, haide, vină cu asta, trebuie. La birou aici, la mine. La service. Adică trebuie să discutăm. Să discutăm. Bine, hai că vin, bre. Hai, te pup. Pa. Mă duc până la service, bre, care treabă cu mine ăsta. La service? Da. Nu știu ce-o vrea, că sincer eu nu m-aș mai duce să moară, mamă. Păi și bani de unde? A? Bani. Păi mai dai și tu, mai Viorica, mâncare oricum avem. Nu e așa? Păi dar ce dracu, ce mai muncim? Adică? Cum ce? Adică? Hai bre, lasă-mă că mă duc să văd ce vrea ăsta. Vrei să-ți iau ceva de mâncare? Nu, lasă-și. Dar niște bani nu dai și mai încorda așa aici, du-te. Nu stau bre încordat, dar mi-a amorțit picioarele că am stat așa. Nu dai și mie 10 lei. De ce? Primeau un sandwich. Până zici că avem mâncare, ia de acolo mâncare de unde zici că ai. Adică? Păi zis că nu-ți trebuie bani. Păi ne-a zis bre că nu e mâncare. Păi nu, tu ai zis că e mâncare când ai nevoie de bani sau că ai avem mâncare. Păi, credeam că avem. Cred că avem, nu știu. Bre, am devenit săraci? Ia zice și du-te de aici. Mersi mărător să dea Dumnezeu sănătate. Îți au știi ceva? Pa. Îți au ceva bre de la magazin? Nimica. Păi oricum avea bani, 10 lei mi-ajunge doar să-mi iau un sandwich, să moară mama. Las că-mi iau eu. Ți-ai tu, da, bine. Zile. Bine, bre, te hai, pup. Hai, pa. Mără, familie. Am să văd ce-o vrea ăsta, facem un ban și noi sau nu știu. Da, și mai vrea că cum mă n-am. Da, ce? Să mă duc chiar muncă și din alea, sincer, nu știu ce să zic. Mă duc poate are să-mi dea salariu, că zic, bre, am mai venit aici, dar tu nu prea erai. Ai fost în vacanță plecat, după aia, după vacanță, l-ai făcut pe ăla cu avionul, cu marmerii și mai plecat iar în vacanță. Tu ai bani, bre, că tu ți-ai luat comision mare. Adică mi-ai dat mie comisiune și de s-o ți-a rămas ție, brele. Ne, Ioane. El face bani ca lumea, dar eu. Mie mai dă așa, cât un pic, știi? Și hai să spune că la început mai înțelegeam. Cu băi, băinele, sunt la început, nu mă pricep. Muncesc și așa mai pe degeaba cât de cât aproximativ. Ca să învăț meserie. Dar eu acum că știu ca lumea meserie de mecanic din ăla șmecher. Păi tu tot așa mă plătești, mă. Ne-ai oare? Asta zic, mă duc acolo, zic, bre, dacă vrei să continuăm, mie îmi dai salariu mai mare, bre. Îmi dai așa un salariu triplu. Salariu triplu pe economie.
Prioritate, futu-ți drasa. Bă, ce mor pe scuteriști ăștia. Să moară toată. Ei se crede motocicliști, dar ei nu e motocicliști. E scuteriști amărât, pârlit. Să moară, mă. Ia că am ajuns. Mai bine un pic până la garaj. Domnul mecanic. Stați un pic, trebuie un pic să da, domne, să rezolvă dacă... Ia, vezi, bă. Bă, tu vezi copilul. Ia vezi care motocicletă frumoasă rău de tot. Ia lăsați-mă, mă, în pace, că nu vă băga nimeni în seamă. Neione! L-ați văzut pe Neion? Da, acolo doarme. Da, 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 a fost. Să culcă, cred că doarme. E tot. Repare mașina aia mai repede. Neione! Stai, domnule, o pic așa. O, Mihai, tu ce voi mutat? Ce să fac? Iau și un loc, dar ce să bea, merge, bre, e... E în regulă, să zic așa. Bine, sănătos. Ia uite, te-ai îngrășat la față. M-am îngrășat un pic de tot. Da, și ciuculeță, ce frumos. Mi-a dat cioc. Ia zi, brei, care-i treaba? Ne apucăm de treabă sau ce vrei să faci? Păi vreau să mă apuc de treabă, Sirius Mihăiță, că am luat o țeapă. Am luat o țeapă mare de tot. A, cu ce? Am mai fost eu plecat, că mi-ai sunat, hai să vii cu mine, nu știu ce, în Italia, dracu, și m-am muncit ea ca pe câmbă. Doamne, doamne, mă vreau. Mai bine la țara noastră aici, Mihăiță. Aha. Aici se pe pământul nostru românesc care e. Păi și vrei să facem treabă cum ar veni, da? Cea mai mare treabă, să muncesc să fac bani la mine în țară, Mihăiță, nu las străin să mă muncească ei. Bre, eu continui cu tine, suntem amândoi aici și da? Păi și vreau, Mihăiță, vreau să facem șmecherii. Eu să știi că eu la început ai văzut că nu prea se cedeam bani, să moară mama. Adică, fiind la început, am zis, bă, mai fur și un pic de meserie de la Nea Ionă, mai ajut acolo, mai pun o mână, mai învârt o sârmă, să tacă dreacul din gură aia de acolo! Taci, domne, n-auzi că vorbi, domne, taci! N-auzi, hai mai încolo! Liniște în servisul ăsta! Așa, și la început îți dai seama, am luat puțin bani, că nici nu ceream, nici n-avea pretenții, bă, Nea Ioane, să mă arăm. Da, bă. Am apreciat foarte mult asta la tine. Da, acum, eu am mai făcut, bre, pe mecanică, sunt numărul 2. Te-ai învățat, a? Da. Bravo, Mihăiță. Așa că, dacă vrei să continuăm și să muncesc la dumitale aici, bre, și cum zici tu că facem treabă, bre, eu vreau salariu triplu pe economie. Mamă, Mihăiță, păi nu o să-ți dau, Mihăiță, mai plătești și o chirie, curent, de-astea. Păi și... Bre, minim triplu. De la triplu în sus negociem. Deci? Nu știu, bă, Mihăiță, că aș vrea să lucrăm aici, să facem treabă împreună. Păi bre, facem treabă, dar... Suntem așa ca două picături de apă. Păi da, dar tu ai picătura cam mare, bre, și mie e cam sete. Să moară familia mea, ce-am zis. Nu pot să cred, bre. Asta e... Vorba asta cu picătura ta e cam mare și mie mi-e cam sens. Cum ar veni, eu nu primesc destui bani. Ți-ai prins, bre? Gata, nu mi-am mai. Dar Mihăiță, m-ai văzut pe mine să-mi iau mașini, să mă lăfe? Nu știu, bre, dar tu ești plecat în vacanță, după vacanțe, și ți-i cheltui acolo. Acum, în Italia, femei, eu cred că mai mult ai cheltuit decât să faci. Știi ce ai zis? Păi să știi că m-am muncit ea. Dai pe femei, pe asta. Deci, eu cu leu meu, vrei cu salariu triplu pe economie? Păi nu pot, mă, Mihăiță, să zic. Nu. Și nici n-am două să-ți dau. Păi de mâncă, dacă bine. Rămâne pentru mine. Facem 50% tu, 50% eu, e bine? Fac 20-80 pentru mine. Adică 80 tu, 20 eu? Da. Păi și eu m-am chinuit să scot vorba aia că picătura e prea mică și eu mor de sete? Da, 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 că înainte ți era sete, acum am îngărățuți buzele, Mihăiță. Bre, eu aș cam vrea să... Beau ca lumea, nu să-mi iut buzele și atâta. Că stai că și-a stăm pe la motocicleta mea mică, dau căile pe pământ. Ce face? I-am văzut pe geam la motocicletă. Cine, Mihăiță? Ăștia? L-am lăsat la un dubitoc de aici, din sat. A zis că vine să repare mașini, să nu știu ce. Cu mătrula roșu, te-ai ascuns pe aici, futu-ți morți în gură.
Dacă te mai apropii de motociclet, uite-l. Dacă te mai apropii de motociclet, te ia zdrup picioarele și te bat cu ele la cur. Nu, mă uitam și eu, era șmecher. Nu te mai uita. Zi, bre, dai salariu triplu sau nu? 50-50. Sănătate, atunci am dau demisia. Ceva un hâiță. Bă, hâiță-l sunt pe tactul. Sună-l. Hai că vin acum, bă. Deci-l sunt pe... Hâiță unde pleci, mă? Mă, lasă. Du-te, pula mea. Tu vrei să muncesc pe bani puțin? Ce, crezi că-s eu sclav? Auzi tu, nu dai tu 50-50. Păi muncim amândoi la fel de mult, la Ioane. Nu merge așa. Du-te, mamă, mamă, mamă. Stai că mă sună acum. Bă, Mihăiță, zi! Auzi, mă, întoarce-te aici și hai să vorbim. Te zi un tactul dacă plece așa. Zi, mă, mă, lui tata, nici măcar nu e tata ăla, e un prieten extraordinar de bun. Și atât. Poți să mă zici? Te zi, lui George. Zi, mă, lui George. Și sunt pe George. Sună-l pe George. Mihăiță, nu vreau să ne supărăm. Dar nu e vorba de supărare, bine, Ioană, că eu tot te iubesc mult de tot, știi? Rămânem prieteni. Plice, mă, Mihăiță. Rămânem prieteni, doar că eu nu pot să muncesc pe bani puțin, bre, că mor de foame, dracului. Înțelegi? Păi și plice și am Mihăiță. Da, Mihăiță, dar n-am de unde. Da, ei, bre, dacă trebuie merge treaba, eu mă întorc la tine, bre, să știi. Da, când e bine, te întorci, Mihăiță. Nu, că ai zis că o să fie bine, dar mă refer dacă vrei să negociezi ca lumea. Să nu mă plătești ca pe normă, jumătate de normă, că eu lucrez pe normă întreagă, bre. Deci eu eram de spus să-ți dau 50-50 dacă vrei, dacă nu vrei, iar asta e. Dădeam 2 lei la oră. 2 lei? Pe ce să vă, bre, cresc papagali cu 2 lei, ce fac? Hai că te las că-s pe motocicletă și moare, mă moare lumea. Pa! Pa! Doamne, iar! Auzi, băi, să moară familia mea. Stai, mă, să sun eu pe ăsta. Fii atent că fac manevră. Aulu, mă sună deja. Tocmai vrea să te sun, bre. Alo? Tocmai vrea să te sun, să știi. Mă, ce-ai făcut acolo, Neon? Păi m-am dus să muncesc și mi-a scândă 2 lei pe oră, bre. Păi și? Păi și... 8 ore pe zi înseamnă 16 lei, tu mi-ai dat 10 lei să-mi iau simplu și așa că ți-am cerut frumos. Și la ce făceam, dădea 16 lei pe toată ziua, cu 10 lei mi-au un simplu și cu 6 lei mi-au o apă. Păi eu muncesc pe o apă și pun simplu pe zi? Păi și cum e că mi-am muncit acum? Nu mai muncesc. Păi ce faci? Vin acasă. Păi și cum e că vii acasă? Te duci și muncești. Păi nu, momentan cum ar veni? Ce înseamnă momentan? Pe termen nedefinit nu mai muncesc, iau pauză, bre. Pe termen nedefinit? Dar unde ne credem? Păi acasă în curând că vin acum. Nu, te duci și te angajezi în altă parte, nu știu, te duci, vezi la afaceri la tine ce faci acolo. Cauzi ceartă, dacă bre, nu, o închidem. O închidem. La afaceri la mine acolo nu mai mă duc. Dar ce, de ce nu te bagi acolo? Așa primăvara, iarna un pic merge. Dar vara e o mor de cald cu ăla acolo, brei. Așa și? Și pe lângă asta a venit ăia cu taxele, brei, să știi că ai idee. Păi și plătește-le. Din ce? Din de acolo. Păi nu prea mai cumpără lumea burger, brei, de acolo. Schimbă meniu. O să văd eu, nu mai... Pe așa, pe vreo 2-3 luni mă gândesc la un meniu bun și fac un meniu de la forță, vrei. Și până atunci ce faci? Până atunci, atunci noi facem un grătar în curte, mai o caterincă, mai stăm pe acasă. Aha, și stăm pe degeaba. Pe... Mergem brești noi la mare vara asta? Nu. De ce? Bine că n-avem bani. Păi tu ai bani, bre. Păi nu, noi toți trebuie să avem bani. Îmi dă Viorica împrumut, las că vorbesc eu cu ea. Nu-ți dă nimica Viorica. Hai bre, că nu poți să vorbesc la telefon, că vorbim acasă dacă e. Du-te și muncește, nu veni acasă. Angajează-te. Du-te, curăță bătâni la cur. Mi-a închis să moară familia. Mă, wow, ăsta fii atent, că e nervos.
Mă lasă iar să moră familia, mă lasă iar fără casă. Iar mă dă afară! Stai! Să moară, dar mi-a venit o idee. Dar n-am numărul de telefon. Aveam, dar nu mai... Nu, că mă duc direct acasă acolo. Stai așa! Mergem în paletul. Am ideea de făcut bani, grupa mare. Că mă duc acasă și o să vadă Nea George câți bani fac să moară familia. Băi, fiți atenți, că gata, eu oricum am fost mă creierând totdeauna. Și totdeauna m-am descurcat cum am putut eu mai bine. Hai, mai cu viteză, hai! Hai, hai, hai! N-am găsit, mă, cască nici până acum pe mărimea mea. Dar m-am obișnuit cu motocicletul ăsta, mă, deja. E prea șmecheră. Ea are roțile mai mici așa. Dar are roți de alea, are gume din alea de stradă cele mai bune. Ia uite. Doar când e un pic de curbă, scârție un pic așa, care aderență periculoasă. Și merge repede până în oraș. Că știu eu ce am de făcut. Așa. Nu l-a drept aici. Mamă, mai plinge semafoare. Asta e. Mamă, știu ce fac. Tali, bine să face bani cu sapar, nu cu sapă, Doamne fere, Doamne fere, faceți-vă cruce. Cum să dea Mihăiță la sapă să măr, niciodată. Bine, cred că ar fi Caterinca așa, o zi de sapă maxim cu Barbie, dar nu mai mult. Că ce e mult strică să moară mama. Poliția. Bă, crezi că e după mine că a mers repede sau ceva? Bă! Salut, salut! Bă, salutados, Hermano! Hola, hola! Băi, știi că sunt bărbatul lui Mihaela? Da, știu, ce-i cu tine pe aici? Doamne, ferească Dumnezeu, adică să-i fie țărâna în pământ, bre, adică ușoară. Să fie țărâna ușoară. Am venit să mai stau și eu de vorbă cu voi, că parcă mi-era dor așa un pic. Sigur, vrei țigară ceva? A? Vrei țigară ceva? A, nu, că nu fumez, eu am fumat așa un pic. Cum ar veni la mormântare, că eram trist. Bine, și acum am trist. Să știi că-s trist și acum, da? Da. Adică am tristețe aici și nu mai iese vreodată din pieptul meu. Da. Și ce mai zici? Uite, vine și eu pe acasă. A. Aștept să fie gata renovările. Puteți, poți vorbi aici? Ce? Adică ai microfoane, da? Da, spune. Ce... Ai microfoane? N-am. Băi, fii atent, eu știu că voi vă ocupați cu femei. Hai puțin mai spate aici, dacă vrei să vorbim. Aha. Să nu vină cineva. Poliția, stai. Hai în spate, că n-au ei treabă. A plecat. Hola, spate. Hermano. Spune aici. Așa, eu știu că voi vă ocupați cu femei și cu de-astea. Și mă gândeam, bă, poate aveți și pentru mine ceva de muncă. Ai vrea să lucrezi? Da. Nu adică, eu vă știu de mult, după vremea când stătea Leanca aici în cartier. Și mai umblați voi cu manevre, cu dale. Eu știu că nu sunteți ce mai legal, tocmai de asta am venit și vorbesc că șoaptă poliția, cred.
Ce-i cu asta? Poliția. Stai un pic așa. Unde ești? Băi, dă-i drumul de aici, mă, frate. Peter! Băi, dă-i drumul de aici, mă. Dă-i, mă, drumul. De unde mă cunoști la mine? Dă-i drumul de aici. Mă jur pe mama că nu i-am zis. Dă-l pe la afară, te rog. Mă jur pe mama că n-a chemat pe nimeni, n-a vorbit cu nimeni. Nu, stai liniștit că... Hai că eu n-am treabă cu nimeni de aici. Te cred. Și eu, a? Ce zici? Așa. Deci vrei ceva de lucru, da? Da. Știi clubul ăsta de aici, de vis-a-vis al nostru, da? Da, da, știu. Te duci acolo și vii și în spatele tău și vii după mine. Bine, șefule. Mergem acolo în parcare, bine? Hai. Un beso muchachos. Hola. Bula în urcă. Să bag mașina. Ne vedem la atunci. Hai după mine. Da. Să moară tata. Cu ăștia fac eu mă banii frumoși. Cu femei, am grijă de femeile lor. Poate mă angajează ca barman aici. Hai după mine. Da. Ori să stau lângă femei ca să nu le ating ăștia când dansează ele acolo. Ori ca barman. Sau poate, nu știu, ceva. Vedem acum. Aha. Cred că avem nevoie de ceva. Că eu am fost mecanic până acum, știi? Uh-huh. Dar mă plătea 2 lei pe oră, adică 8 ore pe zi, 16 lei, și 10 lei costă un sandwich și 6 lei costă o apă, și nu-mi convenea. Cât munceam pe 6 lei pe un sandwich și o apă în fiecare zi, e cam greu, șefule. S-ar putea că... să faci și mult mai mulți bani. Eu sper. Mamă, ce mi-aduc aminte când cântam aici, făceam rap battle din ăla cu Leanca. Să trăiți, să trăiți, s-a nu călp aici. Sunt cu rabă în picioare, să știți. Trebuie să mai facem aici, să mai facem petreceri din alea cu bătălii rap. Poate să mai fie, ori mai fost, petreceri, dar n-ai mai venit pe aici. Ba, o să vin acum, că n-a. Verde. Hai, după mine. Aha. Oh, pe cine văd, te pup, Hermano, ce faci? Hola, Hermano! Te pup, Mihai, ce condolențe. Salut. A venit Mihai la noi acasă și ar avea nevoie de ceva de treabă. Uh-huh. Dacă poți să te duci la patron acolo, să vorbești cu el. Va avea puțină treabă, stai să văd dacă n-are puțin timp liber. Aha. Patron? Da, mă, fratele. Boss, de ce te-am deranjat? Dar a venit copilul ăla, știi? Dacă stau și apar mai impunător. Mihai țăr, care a fost căsătorit cu frățioara noastră. Așa? Și ce vrei? Și zice că caută ceva de treabă. Și a venit să vorbească cu tine. Ce zic? Ai chef să-l primești? Eu Vagus for life. Bă... Hai, du-l aici, dar stai și tu pe aici. Vrei să zic că ai treabă? Hai, adu-l, mă, să vedem ce vrei. Mai bine. Pleacă. Da, eu pe sus. Haideți că vă așteaptă. Da, sigur. Hai pe aici. Dă un pic pe alirea pe aici. Să trăiți. Salut. Condolențe, să fie țărâna în pământ. Lui Mihaela, mă doare, uite, aici, în piept, încă, și durerea o să rămână. Da, mersi. Pentru ce am venit la dumneavoastră? Eu vă știu de mult după vremea lui Leanca, când făceam aici rap battle-uri în astea. Făceam noi rap, doamne, sanghi, știi? Da, știu. Petreceri frumoase. Și mai știu că vă ocupați și cu alte, da, la știi ce? Cu femei, cu dalea, cu... Știi? De unde știi? Păi eu știu că la cum blau cu Leanca, i-am zicea tot. De-aia n-am zis la nimeni să moară, mă. Da, mă jur, fără poate, fără nimic. Așa. Și asta e treaba. Dacă
am vrut să mă angajați și pe mine, să am grijă de femeile de produs, că știu că parcă aveați. Să fiu barman dacă e, dar nu prea ajung la bar ca să pun băutură, să iau sticlele de sus. Să dau cu mătura, am văzut că era cineva acolo, dacă vreți dau cu mătura. Nu e problemă. Stai puțin, lasă-mă Mihăiță să vorbesc două secunde. Sigur, pui vrei să ies? Nu, stai aici. Aha. Hai să-l pune să trimită, să ducă coletele. Merge astea. Merge. Îl trimite să facă pochetelele. Și așa nu mai intrăm noi la bălacă și așa e poliția pe noi. Și eu asta mai ales că e... Fac picioare de șmechere aici să mă arunc. Nu prea mi-o putere de gantere, să știi. Ca să iei de alea grele de 10-20 de chile. Mihaiță, nu mă coci. Da. Ia zi, ai probleme cu poliția ceva? Nu. Mașina ai? Acum, nu, am motocicletă mică. Am și mașină, dar consumă mult în ultimul timp. Mai ai ceva în ghiozdanul ăla în spate? Nu, aici mai țin mâncare. Dar acum n-ai nimic, nu? Nu, e gol. Am 10 lei. Că mi-a dat Nea George să-mi iau ceva de mâncare. Mă duc să-i aduc aia? Da. Ce se mea? Stai aici puțin. Stau, nebun. Dar nu se rupe scaunul ăla cu stația și pe cel pe el? Nu. Adică nu e treaba mea, na. La calculatoare mă pricep. Dacă e. Ia uite, Mihaiță, deschide... Deschide ghiozdan. Deschide dumneavoastră. Nu e băgat o cutie, dăm cu aceea. Nu e băgat. Ia tu din ea de aici. Și ce e acolo? Sigur nu am o problemă cu poliția, da? A, nu, eu sunt prieten cu ei. Perfect. Adică prieten, adică... Îl știu pe Virgil, pe astea, n-am treabă. Bun. Dar nu prea mă am așa... Adică, nu-mi face nimica, știi? Mă mai vede pe stradă, mai dă un ban, mai una alta. Bun. Mai, la, așa, gen, la, n-ave tangențe pe aia. Bă, Mihiți. A? Ce ți-am băgat eu ție acolo? Așa. Reprezintă vreo 7 ani de închisoare, dacă ești prins. Eu m-am prins, brâncă. Acum, eu sunt tânăr și am urechi de vulturi, cum ar veni. Când alergam acolo, auzeam de pliculețe de astea, să știi. Eu în poliție sunt club. Aolo, eu mă fac că alerg aici. Nu, băgă-te acolo, pe bani. Mamă, e 7 la ore! Ai făcut pe băieții, patron de-i. Mihaiță, transpiri și nu e bine. Așa. Banii se fac fără transpirație, nu cu transpirație. A, eu îi transpir în palmă. Deci fii atent, ce ți-am băgat acolo în ghiozdan. Așa. Sunt niște droguri. De mare risc. O să-ți dăm o listă. Așa. Cu mai multe adrese. Așa. Tu te duci la adrese, livrezi. Așa. Așa. Și bani pe mărf. Îți da lista cu adresele? Da. Du-te tu și adu lista. Acum, da. Vezi că o găsești acolo la... Am și o... Vă dați seama, eu acum fac asta că scam disperat că mă dă afară din casă dacă n-aduc bani în casă. Înțelegi? Eu m-am jurat că nu o să livez de-astea în viața mea. Așa că o să mă fac că nici măcar nu știu ce e acolo, ca să îmi păcălesc mintea. Știi? Poate. Doamne ferește, dacă te prinde poliția, Doamne ferește, bat în lemn. A, bate acolo. Doamne ferește. Așa. Nu zici absolut nimic. Nu zici că le-ai găsit pe stradă și ai vrut și tu să faci un bani. Eu mai las ghiozdanul pe boschie, ies până alea și... Că mă mai încurcă, știi, și de asta. Cine nu știe, mi-a luat, mi-a luat vreun boschetar ghiozdanu. Dar voi cine sunteți? Aș. Cine ești? A? Eu sunt și actor ca lume. Uite aici, lista ți-o bagi, unde ți-o bagi? Te bag tot în ghiozdan sau ți-o bagi? Două aici. Deci ai străzile, nu trebuie să duci. Aș. Deci astea e străzile.
Și las câte un pachetel, două, trei, cum mi-ai scris tu aici, da? Da, exact cum mi-ai scris acolo. Deci fii, haide să vă zic o chestie, micuțu. Eu nu o să fac chestia asta toată viața, adică pot să ies când e, dar nu e ca în filme, nu? Asta mai discutăm. Asta mai discutăm, da. Păi eu vreau să discutăm acum, că asta e discuția. Pentru tine o să facem o excepție. Adică eu știi, mă jur pe mama că nu am de-astea, mă duc eu, fac eu, nu știu. Păi, când o să vezi că te scalzi în bani, o să faci asta la nesfârșit. Acum nu mai bani să iasă cu baroi. Și după ce duc toate astea, ce facem? Ne întâlnim mâine sau cum, ca să vă dau bani? Hai să-ți zic un știu. Când intri la ăia în curte, te duci la adresă, știi doar străzile astea. Așa. Intri la ei în curte, frate, și bați în geam, nu la ușă. Că eu am vorbit cu băieții și știu că de ani de zile le dăm. Bați în geam și o pui în grădină la spatele ăsta, cum îi spune, la un ghiveci, este acolo un ghiveci. Așa, și banii e tot în ghiveci. Da, ridici acolo ghiveciu și ai bani acolo. Și după aia... La revedere. Deci ca idee, așa, profitul meu e mai mult de 16 lei pe zi, da? Asta vedem, da, da, da. După cum scoatem și noi bani. A, bine. După ce și după ce am terminat dat la astea, mă întorc, da? Vei cu bani, da. Bine, hai că am plecat, te vă pup, adică. Hai, salut. Hai, mare grijă, mare grijă. Liniște, stai liniștit. Și la poliție și la alți prieteni de-ai tăi, nu zici nimic. N-am prieteni mulți așa. Și nu te duci, auzi, vină un coș. Nu te duci să te lauzi pe alții cu ce faci tu și ce... Păi, bici, vreau să mă mănânce pușcăria, nici nu știu ce sunt, cine sunteți voi, bă, ca și ce fac eu acum. Eu deja am mintea mea, mă păcălesc pe mine, că nu știu ce e asta. Bun. Clienți, bun. Să trăiți muchos besos, d-aste. Mulțumim, mulțumim. Gracias. Da. Te pup, Herman. Salut, salut. O duc să-și înserat așa, s-a mai răcorit un pic. Ia să vedem. Ești prima adresă așa. Apropo. Spune. Spune. Până la urmă, practic, sunt și eu acolo. Vagos mic, nu? Da. Deocamdată cu jumătate de normă. Cu jumătate este. Ăla e. Ești dealer. Deocamdată ești. Ușor, ușor. Poate ajungi mai mare. Ăla e șefule. Bine atunci. Mare grijă, să nu bați la ochi. Vagos for life! Parcheile aici. Hai să vedem acum. La care adresă ajung eu cel mai repede prima oară. Și stai să nu stau nici pe aici, așa că mă vedește după aia. Așa. Așa. Deci prima adresă e foarte aproape aici. Așa... Pe aici putea să meargă și ei, mă, să dea. Să le dea la ăștia treaba. Ăștia să ține după mine, să moară frații mei. Pe aici n-are de alea de flori. Sau poate lăsa de gunoi. De aici? Tata, câți bani! Băi! Să moară frații mei! Nu cred! Ia să vedem acum unde mă trimite. Aici. Merge repede. Mamă! Adică să merg așa ușureanu, că dacă mai am poliția, să moară frații mei, dar nu... Obelesc, original. Original, original, obelesc.
Așa că o iau ușurea, nu? Cât mai legal să fiu. Ca să nu le dau motiv să mă oprească deloc. Am oprit la stop acolo frumos, aici continuăm. Și merge la următoare locație din aia. Nu mi-a dat număr de telefon să știu să sun înapoi. Când am terminat, dar cred că mă duc înapoi la... la ale. Autostradă 50 până aici. Hai că nu e mult. Eu ia stai și consumă puțin. Am ieșit în paletă, acum mai dau forță. Motocicleta asta și consumă puțin. Sper să n-aibă câini de aia. Mamă, am văzut eu în aeroport. Bine, nu mă duc la aeroport. Dar am văzut în aeroportul video din alea, cum i-a prins pe aia cu câini de aia mirositori. Avea un câine de mirosea. Și bă, știa câinile ăla, mirosea până pungi, până plastice, până alea, nu contează unde băgau ea. Dar câinile ăla... Mamă, mi-a dat o muscă în gât să mă arătat. Și câinii ăia mirosea ei cumva drogurile. O să moară, mă, ăștia chiar să ține după mine, mă? Că eu îi văd în oglindă, parcă vă mașinile lor. Poate n-are încredere în mine, mă. Și vrea să vadă dacă livrez într-adevăr sau dacă fug cu banii și cu drogurile lor. Poate să mai folosesc cuvântul droguri. Bac și eu, în loc de droguri, vorbesc de... nu știu, la lele. Să moară tata, băi! Ce creier sunt! Flori, flori și gata. Livrez flori, mamă, ei! Cu ce te ocup? Livrez flori! N-ai cum să moară, mamă. Trebuie să-mi iau o floare de-aia să o țin în geam, să o țin în ghiozdan. Și care mă întreabă poliția de-astea? Ia zi, Mihăiță, tu ce faci, cu ce te ocupi, ce faci, că par dubios că te plimb toată ziua până oraș, că eu să mă plimb acum să fac bani în grumană. Și să zic, a, livrez flori, șeful! Și arăt florile. Și gata, e. Asta e adresa 2. Aici. Tot la astea așa dă. Uite banii aici după ăsta. Și ăsta a luat tot. Mi-a dat cum în grămadă banii nu s-a tăiat. Dar dacă ar ști cineva de locația banilor de aici. Am livrat. Ziceam că cu florile astea de la delivery. Merge, merge, nu? Merge, merge. Dar e mai băgat așa, nu știu, să fiu atent. Stai liniștit că suntem și noi prin preajmă. Am văzut, stai liniștit. Mă duc acum mai până oraș. Dacă mă treabă poliția, le zic că livrez flori. Să ține după mine, mă, ca să vadă dacă fur. Eu, limita de 25, murim, murim. Murim de risc. Ne oprim semnal. Păi, nu o să fiu eu cu 50 la oră, păi dau un 70 și pare decent. Cât să nu bată la ochi cu barbei. Mamă, câți bani, să moară mama. Să moară tătuțul meu. Ieșim din Strugureni, frumos și Anis. Ne oprim, semnal, ca să fim legali. Bine, trebuie să mă comport ca și cum mă comportam înainte, adică nu cel mai legal din lume.
Că după aia, dacă vede polițistii, iau ce stai, se oprește la fiecare de aia, dă fiecare semnal în parte, fiecare nu știu ce. Și devin prea cu minte cu barbe. Iau de altă mașină lor, mamă, dă și sunt peste tot, să mă arba, mă. Mai față, aici. Aici o fi mai adresa. La etaj, pe aici? Sau la parter? Cred că la etaj. Cred, nu știu. Aha, aia. Uite banii. I-a băgat așa să vadă doar un pic colțul la bani aici. Doamne, câți bani, nu se poate. Ăștia face, mă, bani, nu ca nu glumă. Mechei. Eu mă am. Băi, e ceva. Dar e târziu și la ora asta știu eu cum umblă poliția rău de tot. Așa că mă duc la ei. Uite, mă duc și dau adresa asta că e în drum. Și după aia mă duc și le zic ca să ajung și eu acasă să moară mama. Deci mă duc asta și le zic că mai livrez dacă e și mâine. Să-i mergem. Să mă duc acasă. Ca să nu trebuie după aia să mă sune Nea George, băi, cât stai că ai sta cu boschetarii, cine știe ce-i făcut, așa să nu bănuiască nici el la nimic. Și o să-i dau și lui niște bani, bre, mi-am găsit de muncă, bre, livrez flori. Au, mamă, mi-a spart curul mine, putu-ți limitatorul, mătii. Au, mamă, nu a dat curul lui, să par, acolo, nu mai vreau să iau un limitator de la... Găzi niciodată. Așa. Și zic, Nea George, le-am găsit. Lucrez la o florărie din asta și dă și îi duc florile. Și cam asta e. Și mă duc grupul floare din boschet și arăt, uite, de-astea livrez. Ca să nu intre la bănuială deloc. Ăsta n-am mai luat mă odată. A, e cu interval astea. Că tot aici a fost parc. Da. A, da mă, că aici era pe noapte livrare așa. E adresa 1, adresa 2, adresa 3. Mamă, câți bani? Câți bănuți? Gata. Gata, ajunge, mă duc la clubul înapoi. Să le dau banii, mi-o dat și mie cât mi-o da. Și cam mai e, frățiorile, că... E târziu rău de tot, întreabă Nea George de mine după aia. Mamă. Păi stăteam prost așa ca mecanic. Bine. A futu-s busca, bă. Dar eu cred că ar trebui să fac o altă mare. Mamă, ce era, dacă mă duceam aici, vinea unul, mă omor aici. Fac o altă manevră, muncesc și pe 16 lei la Ion. Așa, sub acoperire. Ca să nu se știe, să nu știu, mă gândesc cum să fac, să nu se prindă nimeni. Dar oricum ăștia nu mă buniește pe mine, mă. N-are treabă. Oh, salut. Eu nu mă bag în seamă cu ăștia. Că poate polițiști vrea să mă audă vocea ca să o înregistreze. Să aibă dovadă cu parvenii, că eu eram. În caz că vrea să mă prindă cu ceva. Că eu știu cum lucrează ăștia. Eu știu pe ei.
îmbrăcați în civil, cu dale, las că știu eu. Și mă duc acum la Club Ren acolo. Se le dau alea înapoi. Ăla era unul dintre ei, putea să-i dau acolo banii. Și zic, băi, uite, ia astea, ia și drogurile câte mi-a mai rămas, că eu nu fac mare vrei. Și mai vin dacă e și mâine, și păi mâine mai facem. Să văd și eu cât îmi dă pentru o seară, cum ar veni de muncă. Că eu am băgat acum ceva, știi ce zic? M-a speriat. Așa. Da, chiar că trebuie să merg și eu la spital, că stau prost cu inima. Câți centimetri cubi are? Oh, are, are destui. Fuge, fuge. Observ că mă cam întrece și... A, nu, am dat eu aici un pic, dar nu e mare. Să trăiești, copile, să crești mare. Să trăiești și tu. O zi să ai. Și tu la fel. Gata, ușor. Ușurianis, ușurianis. Să nu bată la ochi. Merg normal, așa cum ar veni. Ia uite pe ăla cum umblă, urlă balerii în mașină. Hai pe margine. Chiar că trebuie să fac aici, dreapta la spital. Adevărat, hai și... Stai că n-am bani. La fel de mult, eu de jos m-am ridicat. Trecu pe roșu, fac mamă! Am trecut pe roșu să moară mama. Să deschide asta de aici. Cine-a prânul? Așa. O să intru pe aici. Așa ușureanu. Opri motorul. Frumos. Sper să mai fie cineva aici. Alo? 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 E cineva? Mai aștept, poate nu fi venit. Eu aștept așa aici, da? Dă închis, n-a închis, că a rămas luminile aprinse. Păi, sau așa le lasă ei și ușile deschise. Nu cred că e închis, cred că a luat pauză de pas. Abar n-am. Că nu mai e nimeni. Până vin băieții. I-am dat bani, dacă v-ați uitat pe cear mai devreme, lui unul ăla care era cu manelele. Nu i-am dat bani pentru manele, frate, că fiecare poate să asculte muzică, nu e problemă. Dar am pus stop la filmare ca să nu se audă să primez vreun copyright. M-am dat pe invizibil și m-am dus lângă el să văd ce face. Să-i zic să dea muzica mai încet, să se oprească un pic, că filmez și eu. Și n-am apucat să zic chestia asta, că omul meu... urla după aia, de la semafor, de acolo, că haideți repede după Mihăiță, să ne ținem după el. Haideți după Mihăiță. Și i-am dat bani. Pentru Metagame. Nu mă cunoaște, n-are nicio treabă cu mine. Ce... De ce să țină după mine așa, într-una degeaba? E aiurea. Am ajuns, dar nu-i nimeni. Alo? Alo? Da? M-auzit ceva, ce zic?
Hermanos, ¿dónde estás? Se aud ceva urlete în club, nu știu. Băi, ce m-o fi? Hermanos! Băi, care urlimă? Care urlimă? Aici, aici sunt. Aici. Am ieșit pe spate. Haide jos. Pe ce jos? Hola, hola. După el, după el. După voi, după dumneavoastră, bineînțeles. N-ai avut problemă, nu? A, nu. Nimeni. Ne. Cum au fost băieții? Ți-au dat... Ai vorbit cu ei ceva cu vreo... N-am vorbit nimic, ca întotdeauna banii au fost lăsați acolo ascunși, ba după ușă, ba după un cazan de gunoi. Bun, bun. Eu ți-am zis. Dar dacă vine cineva, așa, care e, nu știu, care duce gunoiul și ia de acolo banii. N-are cum. N-are? Oh, te-ai întors, Mihaiți? M-am întors, dar să știți că n-am dat toate pliculețile alea. Hai, nu le-ai dat pe toate? Nu, că trebuie să ajung și eu acasă, să nu știe Nea George pe unde m-am dus, să nu bănuiască ceva. Așa că, uitați aici astea. Am mai rămas, nu mult așa. Așa. Și banii. 5 cocaină, 8 acid și 6 grame de iarbă. Așa. Iar. A făcut 18 milioane, șef. Asta mic. Nu, că mai aveam aici. Mai aveai, uite. 22. 22 de milioane. Așa. Băi, eu ți-am zis, mă, că o să faci mulți bani, frate. Eu ți-am dat pe toți, dar dacă dai și mie acolo ceva, ar fi frumos. Cât i-a dat patru în zi tu? Dai... Dau 12 milioane și lui? Dai 11 milioane, jumătate. Să moară mama. Mulțumesc mult de tot sănătate și de-astea. Da. Lasă-și tourile, am o combinație mai mare dacă ești interesat. Păi vorbim că trebuie să mă duc și eu acasă, moară mama, și vorbim dată mâine, dacă e boi, poi mâine. Ca să nu... Poi mâine, poi mâine, am o combinație tare de tot și am nevoie de tine. Vin aici direct poi mâine sau unde vin? Știu unde ne găsești, da? Da. Ori acasă, ori aici, dacă nu suntem aici, suntem acasă. Vă caut, nu e problemă, vă pup mult de tot. Și mersi. Te pup, drumul. Sănătate! Uu. Aici mai e treabă, copilul, da, mai e cineva, mă scuzați. Aici și am avut o orgie să moar, m-a futut-o pe un audem patul ăla cu mei. 22 de milioane cu copilul. Nu, acolo am futut-o pe una. Că dăm lui ăsta de alea mari, ce face ăsta cu alea mari? În fine, hai că vă las o seară să aveți mai bine. Stai secundă, mi-a zis. M-am gândit să luăm la transport ăla de la avem făcut. Da. O grămadă bani. Mi-ați dat cam mult așa, eu sunt sincer. Păi, e primatură ca să... Aha. Să vezi că se fac bani. Și da. Să mai vii pe și planaj. Când trebuie să ajungi tingul ăla? O seară să aveți. Două zile. Seară faină. Sănătate, mersi mult, pa! Salut. O duc acasă la regiori, se dau și lui niște bani. Acum pot să-i dau turbo până acasă, dacă mi-o amendă aia e. Dar nici chiar așa las, că tot trebuie să nu fiu așa în văzut la politiști. Aia cu verdele ăla. Tot așa, ușureanu, frumos. Toate stopurile le prind.
Mamă, dar abia aștept să vedem ce-o zice Bea George. Mamă, eu n-am mâncat nimic, am măcar să vă arăt, mamă. Dar îi zic, fii atent, că fac, fii atent, mamă. Stai așa. Stai așa, numai un pic. Doamne, doamne. Toată noaptea am muncit să moară mama. A făcut zi. Asta doarme. Nici nu l-aș trezi că parcă doarme prea frumos. Brenea Georgiule! Cutremur vrei! Cutremur! Să moară? Stai mă că-l gândi, că ăsta nu se trezește la zgomot. La picior așa eu. Nici nu se gândi la ha. Haide bre, trezirea! Trezirea că e mâine, brei. Am făcut de mâncare, am făcut pizza și mici grătar ne așteaptă oameni în curte. A venit gazele. Curentul, alo! Bă, să moară mama dacă se poate, brei! Trezirea! Mă, ce ți-ai așa? Păi să te trezesc, că sar în pat. Păi mă, să iei în pat. Haide bre, că mi-e foame. Păi de mâncare. Păi n-am făcut nimic de mâncare, nici aseară n-am mâncat, că am muncit bre, uite ia banii ăștia, fii atent aici și ea. Uite ia banii ăștia de aici. De ce mi-ai pus pe piept? Hă? Ia băi după piept, mi-ai pus că l-am mort. Stai așa că nu e toți. Acum nu merge ca pau când trebuie. Cât e ceasul? A? Ceasul cât e? E ora mesei, brei. E dimineață, cred. Mai ai dat bani? Da, bre, dar stai așa. Uite, bre, aici așa. 5 milioane. Să ieși tu ceva, să umpli frigiderul ăla, că nu mai avea nimic de mâncare, să moară mama. Dar de unde ai banii? Prin ai zis, să merg la muncă. Păi, pe cine ești jefuit? Pe nimeni. Am livrat flori toată noaptea. Flori? Flori, da! Noaptea. Păi da, că e... Când e ziua nevestele lor, cum ar veni și familia cele. Nu sta în ușă. Bre, ce e la pistol? Unde? Aha. Stai în ușă. Aha. Deci, să spune că e ziua lui Viorica, da? Și vrei să o surprinzi de dimineață. Așa? E, suni la noi. Adică la noi, care la noi? Cum la companie care îi livrează flori. Stai. Așa. Care noi? La compania unde m-am angajat, brăi. Cum se numește? Florărie. Așa, sunt la florărie și zici, de dimineață sau în seara asta, un buchet mai ales de flori. Și eu, bam, le-am livrat florile. Și de dimineață când se trezește Viorica, ce crezi, are flori la pat să moară mama și dulciuri și de alea. Hai te las că mă bag la zonă, atea. Să iei ceva de mâncare, mă trezești și pe mine după ce păi faci de mâncare. Păi de asta m-ai trezit atunci.
Păi nu? Ia de mâncare, bre! Hai, noapte bună atunci. Vă mulțumesc, fratele Mihăiță, pe toate ți-a acordat. Nu uita să dați like, dacă nu dați like, să ieși bulangii. Vă pup, vă iubesc mult de tot, cine ne vedem data viitoare. Pa!